205 elevi prahoveni nu au prins un loc la liceu în urma primei etape a repartizării computerizate. Grav este că sunt elevi ce au obținut medii mari, însă nu au completat un număr suficient de opțiuni pentru a avea garantat un loc la liceu. Este și cazul unui tânăr din Câmpina, de la Școala Gimnazială Centrală, care cu media 8,47 a rămas nerepartizat. După publicarea rezultatelor, am avut surpriza să constatăm că avem peste 200 de copii rămași pe din afară. Vina este a părinților și a profesorilor. Pe formularele de admitere pot fi trecute până la 200 de opțiuni. Trebuia să fie îndrumați. Acești elevi au căzut într-o capcană. S-au ghidat după mediile de admitere de anul trecut, dar în etapa aceasta mediile au fost mult mai mari față de anul anterior. Au trecut un număr insuficient de opțiuni și rezultatul este cel care este, din păcate, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ Prahova, Aurel Graur. Toți cei 205 elevi prahoveni rămași nerepartizați la liceu din cauza numărului insuficient de opțiuni trecute pe formularul de admitere mai au o șansă la o sesiune ulterioară. Aceasta va fi organizată însă numai pentru locurile rămase neocupate în această primă sesiune.